Uh, azi dimineața ești eș gata eș, uh, dar fi gata îmi vine să zic uh, uh, știi când te urci în avion am mai zis asta și o să mă mai o să zic asta înainte să pornească avion să zici ok fiți gata puneți-vă centurile de siguranță și așa mai departe și chiar vreau să spun puneți centura de siguranță azi dimineața că un lucru care o să spun s putea să fie ca o zonă de turbulență pentru unii. Uh, Dar trebuie să spun pentru că uh, mi s-a spus vorbește, <laughs> vorbește. Ok, unul la o mie în închinare.

Și dacă poți să fii unul la o mie de ceea ce Dumnezeu caută, într-adevăr, cum o să vedem și azi, există lucru, dacă ai făcut efortul, dacă ai dat energie, să fie unul la o mie in în închinarea ta, există lucru care Dumnezeu nici nu-ți mai lasă timp să le cer. Chiar ți se da pe deasupra. Căutați mai întâi și vi să vor da deasupra. Există un principiu în în care suntem. Există lucru. Când tu pui efort, când tu știi ce este prioritate, când tu știi să faci prioritățile și pui efort, să, să ajungi, să găsești ceea ce Dumnezeu pune valoare. Când ajungi acolo, automat îți se da alte lucruri. Fara să le E chiar principiul împarăție. Ok. ai să uh, citesc în doi conici. Doi conici. Ok. Doi conici, 1, versetul șas. Solomon și si adunare au cautat pe Domnul și si acolo pe altarul de Arama, care era înaintea in cortului a adus Solomon Domnului Au milieu des arderies des têtes, au milieu des arderies des totes Oh, vois bien de où nous laommié in enkinar. Ah, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il <laughs> est triste que nous avons un dreznal. Sa merje may departe en enkinari. Sa depashim baryerele. Sa depashim obityewele. Sa depashim plafonara pou se de traditya, de sekole. Asta este walt en kiswar. Ou en kiswar envizibilan. Sunt unii care nu pot să se închine altfel decât cum de s-au închinat stramoșilor, Dar nu strămoșii biblici, strămoșii din, din tradiție. Și si nu au cum să scape din această închisoare. Este cum? Prin adevărul scripturii. Dar trebuie ca omul să fie deschis să accepte adevărul Scripturii. O mie de ardere de tot. Salomon, unde ai văzut așa ceva? Cine a mai făcut așa ceva? Nimeni. Astăzi ne este frică să facem ce au făcut ce din Biblie. Ia să mai zic să facem ce nimeni n-a mai făcut. Ți-am zis să, să ți legi centura, o să fie zone de turbulență. Deja ce este scris, nu avem la să facem. Cu atât mai mult să facem ceea ce nimeni n-a mai făcut. O mie de ardere de tot. A costat ceva. Oh, cu siguranță a costa ceva. Dar prin asta, Salomon So, Salomon es enfrancsa Solomon cosbalman. Solomon s saa demarcat No, no Prista penre enquintò en in Israèl, non, no, Iè s saa pu deu parteONU, la mi, que achei un miè de arre de tot. Biblia spune, cântați Domnul o cântare nouă. Nu cred că se referă doar compune o nouă cântare. Se referă vine cu ceva nou în închinarea ta. Și noi vrem să reproducem tot timpul tradiția, tradiția, tradiția. Chiar când vedem că nu are impact. O mie de ardere de tot. Ok, comment? Car a fost, c'est un temple d'Oupa. Verset tout chapte, que nous t'aimer sa fille, ça une IQ mare. Car c'est que un problème de cause chez effect. La verset tout chasse, vi ne comiéderai de tout. La verset tout chapte, c'est un temple, c'est nous în il vie lui. Vrei să ți se întâmple lucruri extraordinare care nu ți s-a mai întâmplat? Adui înaintea lui Dumnezeu lucrurile care alți nu le-au adus. Și dacă zici că nu este posibil, înseamnă încă ești limitat în cum vezi lucrurile. Mereu există ceva care cineva nu a făcut încă. Chiar și si astăzi. Nu totul a fost făcut. Nu totul a fost făcut. Chiar și si în creștinătate, nu totul a fost făcut. Chiar în biserică, chiar printre copiii lui Dumnezeu, nu totul a fost făcut. Pentru că dacă noi am fi făcut totul, Biblia nu a spune creația așteptă manifestarea copilor lui Dumnezeu. Nu, nu ne-am făcut încă tot creația mai așteaptă. Deși a văzut multe creația zice, nu, 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 mai este mai mult, așteptă arătarea, manifestarea fiilor lui Dumnezeu. Deci mai e de făcut frate, mai e de făcut sora, nimeni nu s-a nu te minte, nu, nu s-a văzut încă totul. Uite, cei din lume, de ce crezi că ei progresează cum progres? Cel puțin progresul tehnologic. Știi de ce există? Pentru un simplu mod de a gândi. Putem face mai bine. Nu am făcut încă totul. Deși ce am făcut este uimitor comparat cu ce a fost 20 de ani, dar nu ne oprim aici. Și uite, merg înainte. Dar noi ne uităm în trecut și zicem, ok, s-a făcut totul, uh, ok. Stăm și cântăm ce s-a făcut, noi nu mai putem face. Cauză și efect. Versetul 6 aduce o mie de ardere de tot. Versetul 7 Biblia zice, Azi e foarte probabil să ai bonus totuși astăzi. Dar până acum, săptămâna asta a fost, fost cu minte, nu? Uh, ok, bun. Uh, să ai un bonus de, de mai mult timp decât de obicei. Ok, versetul șapte. În timpul nopții, Dumnezeu s-a arătat lui Solomon și a zis, ce rece vrei să-ți dau? <laughs> uh, une uh, uh, scripture a dominé sur la tête de la moulté personne. Dans des objets venant qu'on découvre, venant qu'on message, venant qu'on missionne, des objets y sont. Dans l'Aïtia, Dominézio s'arrête. J'ai fait un loup car nous le Nu, 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 nu am văzut că l-a făcut înainte. Acum poate e greșit. Dar așa că mă gândesc repede. Da, Dumnezeu s-a mai ratat oamenii până la Salomon. Dar să se arate. Și nu dau o viziune. Nu dau o enigmă. Nu dau un cuvânt de gen. placă de aici în țara care o să-ți arate. Du-te cu puterea care o rai. Eliberează poporul. Și așa mai departe. Nou, nou, nou. A it ya se arate, se zi, chen, chere, che vre sa zda. Waw. Waw. Parke du mizè, nou may rabdar. Zi, 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 che vre, che vre. Chè fakout matins. Che vre sa zda. Spounen. Ou oh, nou yè poutin loukou. Nou yè poutin loukou. <laughs> et spounam, kèndi es un ala ou miye, in enkinare, <laughs> eksiste loukou kare, nou no, no, sa le chè. De fap, dounize ou sa vene sa den trebe. Sa den trebe. Sa ou ne anish pouten ven treba, et zva da. Tse vreye, ce vrei să-ți dau? Wow! Nu, Asta sunt cuvinte prea puternice. Ce vrei să-ți dau? Asta nu e modul cum să spun. N-ai cum să-mi spui că asta este modul normal sau modul obișnuit în care Dumnezeu se arată. Nu. N-ai cum să-mi spui asta. Citește Biblia. Nu de fapt, unde s-a mai dus la cineva și a

Deci chiar când Dumnezeu se arată, există categorii de arătări. Există modul lui de a se arata cum se arată de obicei, dar apoi există anumite arătări care sunt deosebite, speciale. Pentru că unul a fost unul la o în închinare. Dumnezeu vine și se arată într-un mod diferit de celelalte moduri. Ce vrei să-ți dau?

Fiindcă nu ceea nici bogății, nici avea, nici slavă, nici moartea dușmașilor, tăi, nici măcar viață, nici chiar o viață lungă. Și cer pentru tine înțelepciune și pricepere ca să judești poporul meu peste care te-am pus să domnești. Înțelepciunea și pricepere îți sunt date. Îți voi da pe deasupra. Oh! <laughs> Pe deasupra. Cautați mai întâi și vi se va da pe deasupra. Nu e doar în Noul Testament. E, e un principiu vechi. Îți voi da deasupra. Bogății. Ave și slavă. Cum n-a mai avut niciodată niciun împărat înaintea ta. Și cum nici nu va mai avea după tine. Oh, seigneur. Ken <tousse> ti te chasvel de tekste, pou se fi desis koutine, m dey m prese ke nouye astazi ne kam joukam kou chen sam na dounese. Am kobore prajos, am dilwad pramolt, mesaj l'Evangelie. Dumnezeu i-a dat și înțelepciune și pricepere și apoi Dumnezeu zice, îți dau și deasupra. Nu vei greși dacă vrei să fii unul la o mie în viața ta de închinare, în viața ta de rugăciune. De aceea te invit fiecare miercu ora șase, ne rugăm, învățăm despre rugăciune și suntem doar la început. Mă rog că Dumnezeu să ne dă da, să și să mergem după la un alt nivel, după un alt nivel, după un alt nivel. Dar aștept aște, -aște miercuri la ora 6. Dacă ești în Brașov, Saturn 45, e adresa unde suntem. Dacă ești departe, suntem online. O, de obicei trimit link-ul da, da, da te provoc. Asta. Asta. Să fi unul la om meu în închinare. Este un lucru care te pune într-o poziție extraordinară. Este un lucru care, adică, ai înțeles ce este prețios și <laughs> si ai <hay> devenit prețios. <laughs> De ce să rămânem confundat cu mile, confundat cu mulțimea? Da, credem în Dumnezeu, da, avem credință, ne rugăm, încercăm să fim cu mine, să fim băieți bun. Dar nu avem vise, dorințe,

de la Geneza la Apocalipsă, este că atunci când un om aduce o închinare de gen unul la 1000, cerul nu tace niciodată. Nu. No. Cerul răspunde. Cerul răspunde. Și si aș vrea să, te provoc și să mă provoc și pe mine, să ne punem totuși o întrebare. Doamne, închinarea mea este plăcută. Doamne, rugăciunea mea este plăcută. Când nu este doar de ajuns să ne închinăm sau să ne rugăm. iar apoi să ne oprim și să vedem, Doamne, ce este plăcut. Când a primit închinator din Geneza, când da Abel și caina au dus. Jertfele lò. Nou apous pouche simplou jertfele shaw zis apous akolo pe alta mizoke okay, ampous jertfele ok hay la peskuit, hay la, la venat ok am dato koum jertfele shie bine. Nou, kwen chitim tekstul kwa atensye vedem kem ye yaw depous jertfele lò pe alta shapoy yaw stat sa vöd che se entemple kou yele. au așteptat să vadă din partea lui Dumnezeu dacă a aprobat, dacă a primit sau nu. De aceea text, textul după, zice, că ca, Cain nu a fost primit, acum zic cu cuvintele mele, și Abel a fost, jefă lui și el a fost primit. Dar cum au știut dacă nu era un semn vizibil? Și cum a văzut semnul vizibil? Dacă atunci când au pus jef au alergat, au zis, ok, am dat jef ai, plecam la alte treburi. Au stat și au văzut. La ce te referi semn vizibil? Pe vedem, de exemplu, în scriptura că când unii oameni au dus o jefă, Dumnezeu a răspuns prin foc. Nu știu dacă la Abel și Cain asta a fost semnul, dar cu siguranță era un semn vizibil care a ratat Închinarea aceasta a fost primită și asta nu a fost primită. Noi astăzi, doar ne închinăm și am plecat. Nu vrem să stăm să vedem ce se întâmplă după ce ne-am închinat. Ce se întâmplă după ce ne-am rugat. A fost primit sau nu a fost primit? În zilele de sfârșit, care le trăim, că noi acum trăim sfârșitul, Enzi le desforsit kare le tayem, ay sa yeshim de din mol sim ya, din mi le, che sa devenim un nou la omiye, en enkinara nostre. Ay sa dam pret sul kare tribuye dat. Kas sa doutse mwen enkinare, che ouro gachou ne plakoute luy dumnesen. în care uneori ne înștiințează că este placută pentru că face un lucru ieșit din comun pentru a ne arata ce ați făcut. ajuns direct la inimă. Nu la omie. În închina. Te aștept în fiecare mierc, la ora șase. Să învățăm. Să -san. ne rugăm mai bine. Să înțelegem mai bine rugăciunea și să avem impact când ne rugăm. Dumnezeu să te binecuvinteze!